Vă salut cu bucurie. Mă bucur mult să fiu în Biserica Betania. E prima oară când sunt aici, sper că nu și ultima, dar sunt bucuroasă să întâlnesc o mare de surori de ale mele, o familie, așa cum se întâmplă să vorbim. Vorbim despre teamă. Bineînțeles că niciuna dintre noi nu suferim de teamă, nu-i așa? Oare de ce zâmbim? Exact, exact. Cei mai îndrăzneți oameni pe care noi îi vedem, cei care au realizat cele mai impresionante lucruri, dacă stai de vorbă cu ei și stai în momentele lor de liniște, îți vor spune lucrurile de care se tem și îți vor spune pericolele prin care au trecut și cât de mici s-au simțit și de striviți în anumite momente. David îl confruntă pe Goliat în fața unui popor care e înfricoșat, el are îndrăzneala, lipsit de experiență și de echipament, să meargă să-l înfrunte pe marele Goliat. Dar David scrie în psalmii săi: ori de câte ori mă tem, mă încred în Domnul. Prin urmare, a ne recunoaște temerile, cred că e un act de curaj până la urmă urmei. Și a venit cu ceea ce ne frământă în mod real și autentic e un pas înspre vindecare. Dar ne spun specialiștii care au analizat lista temerilor, că ne temem de, eu știu, de păianjeni, de șoareci, de eu mai știu de câte ne temem, dintre toate temerile pe care noi le avem, cea mai mare este teama de ce? De moarte, ne spune. Mai ne ziceți altă teamă care credeți că este cea mai mare, în topul temerilor? Să ne ajungi o povară pentru alții. Să vorbești în public. Exact, așa ne spun cei care au analizat, nu mă pricep eu așa de bine, dar doar am preluat informația, ne spun că dintre toate temerile cu care noi ne confruntăm, cea mai mare este să vorbești în public. Semn că, dacă ai fi la mormântare și ar trebui să susții un discurs, ai prefera să fii ăla din coșciuc decât să susții discursul. Și oricât pare de caragios, adevărul este acesta. Există temeri în noi care sunt antrenate de habar n-am ce și pe care nu știm cum să le descifrăm. Am o prezentare PowerPoint, oare aveți un pointer? Am uitat să vă întreb, dacă nu voi colabora cu băieții de la stație. Singurele personaje masculine care rezistă în această mare de femei, e foarte instructiv pentru voi băieți. Mai câteva întâlniri din astea și va fi util pentru viața voastră. Bun, de unde și până unde pornește teama aceasta? Și dacă nu găsim PowerPoint-ul, proiectăm și o să zic eu, trecem la slide-ul următor. De unde provine teama aceasta cu care noi ne luptăm? În realitate, dacă noi găsim originea unui lucru, îl despachetăm, vedem că, până la urma urmei, putem parcurge acea experiență. Cum se mănâncă un elefant? Bucată cu bucată. Cum îți confrunți teama? Te apropii și începi să înțelegi care sunt resorturile care te antrenează. De cele mai multe ori, noi spunem în felul următor: pur și simplu simt lucrul acesta. Știu că nu ar trebui. Îți vin în minte toate versetele în care îți spun: nu te teme că eu sunt cu tine, nu te teme. De câte ori scrie în Biblie nu te teme? Este cineva aici care nu a auzit acest nu te teme de foarte multe ori? Ba da, l-am auzit. Și totuși, de ce ne tremem? De ce avem fricile acestea? De unde și până unde pornesc fricile? Slide-ul următor, hai să punem întrebarea, de unde provine teama? Hai să despachetăm puțin acest lucru. Prima experiență în care noi, e creat primul, de unde provine, așa, următorul, te rog. De unde, de fapt, provine această teamă cu care noi ne confruntăm? Prima oară găsim teama în Cartea Geneza. Un univers perfect pe care Dumnezeu îl creează, în care plasează un bărbat și o femeie, o lume perfectă, o relație perfectă, un univers perfect. Și în acest univers perfect, pentru prima oară survine teama după ce Adam și Eva păcătuiesc. Adam spune, după ce îl strigă Dumnezeu, Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? Iar el a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul pe care îți poruncisem să nu mănânci? Pentru prima oară în acest univers perfect apare frica. De unde apare frica? Frica e însoțită de sentimentul de gol. Sunt gol. Sunt gol nu doar fizic, pentru că era gol fizic, așa ne spune textul biblic, dar sentimentul acela de gol nu-l mai experimentase niciodată înainte. Te-ai gândit că teama pe care o simți este antrenată de un anumit gol care este în viața ta și care ar trebui umplut cu altceva? Care sunt, de fapt, lucrurile care generează teama și care te fac să uiți sau cel puțin să nu reușești să cobori din mintea ta, în inima ta,
promisiunile minunate pe care le primești din partea lui Dumnezeu. Traseul acesta de la minte la inimă uneori e kilometri întregi. Pentru că știi ce ai de făcut, pentru că știi aceste promisiuni și totuși emoțiile tale spun altceva. Ți-e teamă. Uneori temerile te țin noaptea trează, uneori se învârt în sufletul tău, uneori te simți paralizată de teamă când trebuie să iei o anumită decizie. Uneori această neliniște a ta pare atât de greu de controlat. Ei bine, frica este un sentiment, dar sentimentele sunt consecințele gândurilor noastre. Ce se petrece în mintea ta este, de fapt, miza și terenul de bătălie pentru viața ta. Pentru că emoțiile tale vor răspunde la raționamentele și la gândurile tale. Cam povestea cu drobul de sare. Prima dată vezi problema. Vom identifica câteva din problemele cu care noi ne confruntăm și care ne generează treabă, de teamă. Pur și simplu vezi problema. Dacă mi se întâmplă mie, dacă nu mă mărit, dacă o ia razna copilul meu, dacă soțul meu pățește asta, dacă am cancer, dacă... Iar prima localizare a unei potențiale probleme trece la pasul următor. Pasul următor e, îți imaginezi un întreg scenariu. Voi ajunge așa, se va întâmpla așa, voi face așa, iar acest scenariu pe care ți-l descrii în mintea ta generează ulterior emoția aceea pe care nu ți-o mai poți controla. Foarte greu să-ți poți controla acea emoție. Dar dacă o despachetăm în ordine inversă și ne întoarcem la scenariul pe care ni-l croim și la ideea inițială și le așezăm pe masă, ne dăm seama că aceste trasee pe care noi le croim în mintea noastră sunt niște cărări pe care noi le bătătorim. Ce se întâmplă când treci prin parc peste iarbă? Treci astăzi, nu se observă, mai treci mâine și poimâine și încetul cu încetul acolo se formează o cărare. În mintea noastră se formează autostrăzi cu gânduri pe care de cele mai multe ori cel rău le seamănă, gânduri pe cărora noi le permitem să ne antreneze ulterior scenarii care majoritatea nu se vor împlini, sau chiar dacă se vor împlini, se vor împlini în alte condiții decât noi ne imaginăm. Pentru că, da, Iisus ne vorbește deschis și îi spune vom avea necazuri în lume, dar ne promite altceva, pace. Scenariul pe care El ni-l oferă e foarte diferit decât acest scenariu pe care temerile noastre ni-l descriu în mintea noastră. Slide-ul de dinainte, cel cu cărarea. Cum se formează, de fapt, aceste cărări în mintea noastră? De cele mai multe ori nu realizăm cum pășim pe ele. Nici nu ne dăm seama cum ne-a cuprins acel lucru. Avem pur și simplu senzația că frica este un sentiment pe care noi îl avem. Și nu îl pot controla. Dacă se asociază cu crize de panică, cu atacuri de panică, cu anxietatea aceea care te ține trează, cu starea aceea de apăsare, pur și simplu nu știi de unde să o apuci. E ca o pâclă care se așează peste mintea ta și te gândești de unde și până unde. Și Dumnezeu te încurajează și vii la biserică și ești încurajată și zici, da, Dumnezeu e cu mine și citești în Scriptură și te încurajezi și pleci și te izbești din nou de aceeași, pe aceeași cărare o apuci și din nou pașii tăi merg pe acolo. E bine, Dumnezeu îți spune în seara aceasta, e timpul să facem cărări noi. Hai să vedem unde te duc cărările astea și care ar fi noile drumuri pe care tu trebuie să le bătătorești. Pas cu pas, gând cu gând. Apostolul Pavel spune, noi răsturnăm izvodirile minții. Ce înseamnă izvodirile minții? Acele izvoarele minții care vin din partea celui rău. Noi le răsturnăm și orice întăritură, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Există întărituri care se formează. Cum se formează o întăritură? Ca o bătătură. Mereu și mereu te presează un pantof în același loc până când locul acela se întărește și devine dureros și nici mai poți încalți orice pentru că e o bătătură. Ei bine, în mintea noastră se formează bătături de acest gen. Întărituri pe care cel rău așează, sedimentează strat după strat, încă o frică, încă o frică. Dar de unde și până unde fricile astea? Noi, oameni care suntem... Oameni care avem cuvântul lui Dumnezeu, care avem promisiuni absolut minunate. Cineva zicea, creștinul adevărat este bine dispus. Ce înseamnă asta? E atât de bucuros de destinul pe care îl are, atât de bucuros de povara care i s-a ridicat, atât de încrezător că toate lucrurile se aliniază spre binele lui, încât îi vine pur și simplu să zâmbească, e senin, e luminos. Dar inimile noastre uneori sunt copleșite de teamă și ale ucenicilor erau în aceeași măsură. Și regăsim atâtea personaje biblice cu care ne identificăm în momentele lor de teamă și de înfricoșare. Un personaj la care vreau să mă opresc este Iosua.
Iosua era slujitorul lui Moise. Biblia spune că turna apă pe mâinile lui Moise. Nu aveau robinet în pustie. Aveau lighene și turna apă pe mâinile lui. La un moment dat chiar ne relatează una din cărțile lui Moise și ne spune Iosua nu ieșea din cortul lui Moise. Stătea acolo în continuu în prezența lui. Moise, marele lider, chemat de Dumnezeu, primise legile, stătuse pe munte 40 de zile cu Dumnezeu, când s-a întors, fața lui strălucea și gândiți-vă, în prezența acelui Iov, Moise vine, Iosua, un tinerel, timid, înfricoșat de ce se întâmplă și atât de marcat de prezența lui Dumnezeu care era peste Moise. Și privește la toate minunile care se întâmplă prin mâinile lui Moise, iar acest Iosua devine succesorul lui Moise. Acum, în lumea în care noi trăim, sunt mulți care își doresc să ajungă lideri pentru că nu știu ce presupune o slujbă sau o slujbă de conducere. Însă Iosua văzuse cum poporul s-a răzvrătit, văzuse lacrimile lui Moise, văzuse cât de greu i-a fost, văzuse când au cârtit până și frații, a stat lângă el, pur și simplu a stat lângă el. Iar Iosua trebuia să calce acum pe urmele lui Moise, să ia poporul lui Dumnezeu, să-l treacă Iordanul și să intre cu el în Canaan după ce 40 de ani bătuseră pustia. Sincer, și eu m-aș fi temut groaznic de tare. Și cam asta a făcut și Iosua. S-a temut de această responsabilitate. El n-a văzut lauri sau apreciere sau un salariu mare sau o cămilă deșteaptă pe care va călări. El a văzut povara unui popor răzvrătit, războaie incredibile de dus și mai ales o spiritualitate pe care simțea că nu o are. Moise trăise în prezența lui Dumnezeu, îi strălucea fața, trebuia să-și pună o mahramă pentru că nu-l puteau privi ceilalți. Cum să calci pe urmele unui astfel de lider? Cum să calci pe și să substitui un lider cum era Moise, care vorbea față către față, ne spune Biblia, ca un om cu prietenul lui, așa vorbea cu Dumnezeu? Și Iosua stă la porțile Ierihonului după ce Dumnezeu îi trimite câteva mesaje clare că e cu el și că îl va ajuta și stă la porțile Ierihonului pe care urmează să-l cucerească după porunca lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce simțea. Provocare imensă. O provocare peste orice s-ar fi putut aștepta. Și în acea frământare a lui ieșise afară în seara aceea și în fața lui apare un războinic, așa ne spune textul biblic. Și îl întreabă Iosua, ești de partea noastră sau de partea lor? Surprinzător, acest războinic nu-i răspunde de partea cui e, ci răspunde nu. Eu sunt domnul, eu sunt căpetenia oștirilor și am venit aici să vă ajut. Descalță-te că locul pe care stai e sfânt. Pare din alt film replica lui, de parcă te întreb, ai mere și el răspunde, castraveți sunt vânt. Ceva de genul ăsta, două discursuri paralele. În realitate nu sunt două discursuri paralele. Iosua avea nevoie de aliați, avea nevoie de ceva să-l scoată din teama lui, avea nevoie de ceva să-l mute de pe cărarea pe care ia pe autostrada biruinței. Dar descalță-te că locul este sfânt, are următoarea însemnătate. Nu ești pe cont propriu în bătălia aceasta. Nu ești aici prin puterea ta. Ci așa cum locul în care erai Moise era sfânt și trebuia să te descalți, locul acesta este sfânt pentru că prezența lui Dumnezeu este cu tine. Uneori nu realizăm că Dumnezeu este cu noi. Nu realizăm ce înseamnă că este El cu noi. Și ar trebui să ne descălțăm. Exact în sensul acela. Să ne dăm poate firea noastră pământească și necredința și emoțiile noastre contrariante și să realizăm că locul pe care stăm e sacru. Dumnezeu e aici. Iar lucrul acesta schimbă complet realitatea. Puțin contează cât de mare este armata, puțin contează că ăștia erau veniți din pustie și habar n-aveau tehnici de război și antrenamente, n-aveau arme, n-aveau nimic. Era irelevant. Ceea ce conta era, Dumnezeu era cu ei. Locul acela devenise sfânt. Tu stai pe un loc sfânt acum. E sfânt nu datorită pereților acestora, ci datorită persoanei care e aici, în mijlocul nostru și care vrea să-ți spună același lucru. Nu contează cât de mare e puterea ta, cât de mari sunt resursele tale, pe ce ai putea conta, eu știu, ca resurse imediate, ci faptul că Dumnezeu este aici cu tine, garanția faptului că tu poți să ieși din situația cu care te confrunți mai mult decât biruitor. Dar lucrurile
Dacă vă promiteam, hai să încercăm să despachetăm lucrurile care antrenează fricile noastre și am să iau câteva din fricile care cel mai mult ne împing spre comportamentele pe care le avem. Prima frică pe care am să o iau este teama de a nu rămâne singuri. Teama de abandon. De când e mic bebelușul, plânge după mama lui. De ce plânge? E teama să nu o piardă pe mama, să nu piardă conexiunea aceea. Și ulterior, când îl duci la grădiniță, plânge că nu o vede pe mama. Și când creștem ceva mai mari, plângem pentru că ne lipsesc prietenii și anturajul. Mă ocup de un grup de adolescenți la noi, la biserică, și sunt așa un fel de... În turmă merg împreună și fetele le vezi că se duc grămadă la baie și sunt drăguți, îi iubesc, îmi sunt foarte dragi. Dar sunt de vorbă așa unul la unul cu câte ei și întreb de viața lor spirituală, de provocările pe care le au. Ce problemă credeți că e cea mai mare? Se simt singuri. Nu știu câte mii de prieteni pe Instagram și pe TikTok, nu știu câți tineri în jurul lor, cu nu știu câte tabere și excursii și context în care sunt grămadă, cu repetiții, cu o grămadă de lucruri, se simt singuri, lipsește comunicarea, comuniunea aceea, conexiunea aceea adâncă. Pentru că cea mai profundă teama noastră este teama de a nu rămâne singuri și datorită acestei temeri, de multe ori sacrificăm lucruri prețioase. Lucruri prețioase cum ar fi ce? Ți-e teamă să nu rămâi singur și te căsătorești cu cineva nepotrivit. Ți-e teamă să nu rămâi abandonată și devii dependentă de ceilalți oameni. Îi cauți fără să-ți mai dai pauzele acelea de a fi dependentă de Dumnezeu, cel care îți dă puterea. Ți-e teamă să nu rămâi singură gândindu-te că vine bătrânețea și neputința și ce se va întâmpla cu tine. Ți-e teamă să nu fii abandonată și lăsată de căruță. Poate tocmai de aceea Dumnezeu repetă de peste 365 de ori în Biblie, nu te teme, eu sunt cu tine. Acest eu sunt cu tine schimbă toată realitatea, pentru că pot să fie mii de oameni în jurul tău și să te simți singură. Cartea Proverbelor spune, uneori în mijlocul râsului inima poate să fie mâhnită, uneori poți să fii înconjurat de mase de oameni sau să vorbești cu mase de oameni și să te simți extrem de singur. Pentru că atunci când tu trăiești una, dar nu poți împărtăși acea realitate, fie că oamenii din jurul tău te întreabă ce mai faci și nici nu așteaptă răspunsul, că se duc și vorbesc cu altcineva, sau că nu există un context în care să poți să-ți deschizi necazul tău sau să-l împărtășești, sau poate și mai mult, îl împărtășești și îți dai seama că îl știe toată biserica după ce tu l-ai împărtășit. Și lucrul ăsta te face să te simți singură și izolată de ceilalți. Dumnezeu îți spune, eu sunt cu tine. E cel mai important lucru. Cum poate să conteze faptul că o persoană invizibilă e cu mine? Moise stă față în față cu rugul aprins, ne reîntoarcem la Moise. În mijlocul rugului aprins, la 80 de ani, primește chemarea din partea lui Dumnezeu. Moise, te duci și scoți poporul meu. Acum, dacă Moise ar fi primit chemarea aceasta cu 40 de ani în urmă, când era tânăr prinț în Egipt, ar fi spus, în sfârșit, e momentul meu de glorie. Dar atunci nu era pregătit, de-abia în punctul acesta, în fața rugului aprins, când era bătrân, când era frânt pe dinăuntru, primește această chemare din partea lui Dumnezeu și se simte inadecvat, se simte slab, se simte nepotrivit și își dă seama că e bâlbuit și incapabil să conducă un astfel de popor. Nu are credibilitate. Răspunsul lui Dumnezeu nu este, Moise, ești bâlbuit, dar vorbești bine. Sau, Moise, ești bâlbuit, dar ai o voce bună, poți vorbi la radio. Nu, răspunsul lui Dumnezeu nu e niciodată o minciună, pentru că nu minciuna te vindecă, adevărul te eliberează și te vindecă. Dumnezeu îi spune lui Moise, da, eu te-am făcut în felul acesta, nu e un accident că arăți cum arăți, că ești cum ești, că ești blondă sau brunetă, că ești grasă sau slabă, nu e un accident. Lucrurile acestea nu au apărut pur și simplu. Cusururile tale, ceea ce vezi slăbiciune în tine, nu sunt altceva decât ocazii să se vadă cine este Dumnezeu în tine până la urma urmei. Ceea ce îi spune lui Moise este următorul lucru, adevăr capital, valabil pentru mine și pentru tine. Eu voi fi cu tine. Du-te la Faraon, zi tot ce ai de zis, eu voi fi cu tine. Uneori am vrea să ne spună Dumnezeu că ne rezolvă cusururile noastre. O să-ți spună Dumnezeu că nu o să mai ai, eu știu, defectul cu care tu te lupți sau complexul pe care tu te-l ascunzi și să-ți scoată situația aceea din viața ta și pur și simplu să ieși. E bine, cu Moise n-a făcut așa. Pentru că nu avea nevoie de un super erou care să scoată poporul din Egipt, ci avea nevoie de un om care să lase ca Dumnezeu să fie cunoscut prin el. Dumnezeu nu vrea să te transforme pe tine sau pe mine în super erou,
ci vrea să te transforme pe tine și în mine într-un fel de vitrină în care El să se vadă. Ce mare, ce bun, ce puternic, ce extraordinar e, cum lucrează El, că e real, că există, că porți mireasma asta în tine, că există ceva diferit în tine, nu tu că ești diferit, ci că în tine este o realitate diferită și aceea este Hristos, ca o mireasmă purtătoare spre viață. Și am vrea ca Dumnezeu să ne facă, eu știu, mai frumoase, mai deștepte, mai vorbărețe, mai bune, mai eu știu cum. Dar nu e nevoie ca noi să devenim o variantă îmbunătățită, ci e nevoie ca noi să devenim o variantă mai receptivă și mai deschisă, ca harul lui Dumnezeu să se vadă prin noi. Lui Moise nu-i spune așa, iar cazurile și exemplele oamenilor cărora Dumnezeu nu le zice, am să rezolv cusururile, slăbești 10 kg. Nici vorbă. Dumnezeu îi spune și lui Gedeon, îi spune tuturor celorlalți pe care îi cheamă în lucrare, du-te cu puterea pe care o ai, eu voi fi cu tine. Îi spune lui Iosua, du-te și fă asta, eu voi fi cu tine. Ba mai mult, îi spune lui Iosua, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Nu te teme, nu te îngrijora, nu te înfricoșa. Poruncă, cum îți dă poruncă să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu... Îi dă poruncă fermă, nu trebuie să-ți fie frică, eu sunt cu tine. În teama noastră cea mai mare, Dumnezeu vine și ne asistă și rezolvă cea mai adâncă rană pe care o putem experimenta. Poate că oamenii te-au dezamăgit și te-au lăsat baltă. Poate prietena ta cea mai bună sau prietenul tău, sau poate ai așteptat de la soțul tău ceva și el nu ți-a oferit și te-ai simțit abandonată pur și simplu. Sau poate părinții tăi n-au fost alături de tine și te-au crescut alții când ei ar fi trebuit să fie alături de tine. Rana aceasta e atât de adâncă în inima ta, iar ea generează o frică permanentă de a nu fi abandonată și nu doar frica în sine e atât de toxică, ci comportamentul pe care îl generează, felul în care te face să te agăți de oameni, să-ți găsești sprijin în ei, să devină oamenii cârjele tale în loc să devină Dumnezeu steagul tău. E timpul să croiești o cărare nouă, pe drumul ăsta să nu mai mergi. Cere-i lui Dumnezeu vindecare. Iartă-i pe cei care te-au abandonat și ți-au creat această rană. Și înțelege că Dumnezeu este Cel care vrea să vindece inima ta și vrea să transforme această rană în putere. Am uitat să mă uit la ceas. La cât trebuie să terminăm? Dacă vă ridicați în picioare, știu că e prea mult. Bun, altă teamă mare pe care o avem este teama de a nu eșua, de a nu greși. Poate de aceea e și asociată cu vorbitul în public. Dacă nu zic nimic, nici nu se vede că am greșit. Dar dacă ies aici în față, o să vă dați seama toți că am greșit. Aveam la radio un slogan destul de mare pus pe perete, ori de câte ori îți deschizi gura, oamenii văd ce ai în cap. Și așa este. Dacă tăceam, filozof eram. E bine, teama aceasta de a nu eșua, de a nu greși, de a nu ne face de rușine, de a nu-i face pe ceilalți să ne disprețuiască, e paralizantă. Nu te va lăsa să faci nimic. Dar păstorul meu are o vorbă. Ca să te duci la un examen, condiția numărul unu este să te prezinți. Dacă nu te prezinți, l-ai picat din start. Dacă nu te apuci de un lucru, dacă nu ți-asumi o responsabilitate, ai pierdut pur și simplu. Ai șanse să greșești? Categorică da. Dar rușinea aceasta, eu știu, teama aceasta de a te implica și de a face ceva este o teamă paralizantă, teama de a nu o da în bară. Inclusiv pe plan spiritual te gândești, dacă nu reușesc, dacă nu. Sunt oameni care amână botezul an de zile pentru că le e teamă că nu se pot ține de calea lui Dumnezeu, că nu-și pot asuma lucrul acesta, că o vor da în bară. Dar Biblia spune că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. Biblia spune despre oameni care își mărturisesc păcatele și se ridică și merg mai departe. Biblia vorbește despre oameni vulnerabili și slabi, dar care sunt purtători a unei comori care nu poate să fie estimată. Nici unul dintre noi nu suntem perfecți aici. Nici, nu există nicio persoană care n-a greșit și care nu are slăbiciuni. John Ortberg are o carte intitulată Toți sunt normali până ajungi să-i cunoști. Nu doar titlul e fain, e faină și cartea. Da, categoric, fiecare dintre noi avem răni, am experimentat durere, fiecare dintre noi răspundem greșit în anumite situații, facem alegeri greșite, de aceea trebuie să ne pocăim constant, de aceea trebuie să avem smerenia aceea și să recunoaștem, da, am greșit, pot greși și eu, nu văd tot, nu înțeleg tot,
Teama aceasta de a nu eșua te paralizează. Îți blochează cele mai bune intenții. E o cale pe care nu trebuie să mergi. Pentru că eșecul face parte din viața noastră. Marii descoperiri, cei care au făcut cele mai mari descoperiri pe toate planurile, sunt oameni care au avut nenumărate încercări eșuate. Ca să ajungi să ai un produs bun, o descoperire, ai încercat în nenumărate ipostaze. Câte prăjituri ai ars până ai scos una bună? Câte mâncări ți-au ieșit? Hai să nu zicem cum. E clar, ca să ajungi la un produs bun, trebuie să greșești, dar ca să ajungi să îți înfrângi această teamă, trebuie să începi, pur și simplu. Teama aceasta de a nu eșua stă față în față cu o promisiune pe care o face Dumnezeu și în care îți spune: nici de cum nu am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cel mai evident exemplu în toată povestea aceasta este Petru. Petru care aparent îl dezamăgește pe Iisus. De ce zic aparent? Dumnezeu nu poate să fie dezamăgit. Dumnezeu știa că Petru îl va trăda. Iisus știa lucrul acela. Când l-a ales, știa că îl va trăda. Dar îl primește și felul în care îl primește după înviere la Marea Tiberiade arată un lucru foarte clar. Dumnezeu știe, înainte de a greși, că vei greși. Asta înseamnă să greșești, că oricum te iartă? Nu, nici vorbă. Asta înseamnă că te vrea înapoi cu orice clip. Asta înseamnă că va lupta pentru tine până în ultimul moment. Vreau eu oare moartea păcătosului, spune Dumnezeu? Nu vreau eu mai degrabă el să se întoarcă și să trăiască? Asta vrea Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi. Teama ta că vei eșua este una ilegitimă. De ce? Noi nu vom finaliza cursa aceasta pentru că suntem buni și tari și antrenați, ci pentru că Dumnezeu este bun și tare și va lupta pentru noi până la capăt și ce a început va duce la bun sfârșit și este în stare să finalizeze ceea ce începe. Prin urmare, contez pe El, nu pe mine. E timpul să spulberi teama aceasta și să-ți clădești noi argumente, noi autostrăzi în mintea ta. Teama de a nu eșua, o teamă mare. Încă o teamă importantă care generează răspunsuri greșite, teama de a nu fi respinsă. Cam seamănă cu aia de a fi abandonată, nu-i așa? Dar a fi abandonat înseamnă că te-au lăsat baltă. Ai tăi, poate soțul tău, poate un prieten, ar fi respins înseamnă altceva. A fi respins înseamnă a nu te încadra într-un anumit grup. Iar sentimentul acesta, cred că l-am experimentat fiecare dintre noi în anumite etape ale vieții. Tu nu ai haine cum aveau copiii de vârsta ta. Tu nu aveai părinți cum aveau ceilalți. Tu nu aveai mâncare cum aveau ceilalți. Tu nu aveai standardul de viață pe care aveau ceilalți și te făcea să te simți respins. Poate chiar râdeau copiii de tine într-un anumit context. Și ulterior, când ai devenit o persoană adultă, sentimentul acela de respingere, de a nu fi acceptat, e un sentiment ca o stigmă pe care o porți. Ai senzația că alții se bucură de avantaje mult mai mari și mult mai bune în timp ce tu ești privată de aceste lucruri. Teama de a nu fi respins. Ce face teama aceasta? Te îndepărtează de ceilalți, te face ușor ofensabil. Aproape că găsești justificată jignirile celorlalți. Știam eu că așa o să vorbească, știam că până la urmă tot aici ajungem. Într-un fel, parcă aștepți. Te porți ca o victimă. Dumnezeu vrea să nu mai umbli pe calea aceasta. De ce? E o cale care te face ineficientă pentru lucrarea Lui. În timp ce ar trebui să ai brațele deschise, să-i primești pe oameni și să arăți dragostea Lui, brațele tale sunt strânse pentru că te doare ceea ce ai primit din partea celorlalți. Te-a durut respingerea lor, te-au durut cuvintele lor, te-au durut că ai fost lăsată mai la o parte, iar sentimentul acesta că ești o victimă nu face altceva decât să te facă inactivă pentru lucrarea Lui. Iosif, fiul preferat al tatălui său, nu se bucură de acceptarea fraților săi. Spune Biblia, frații lui nu-i puteau spune nici măcar o vorbă bună. Nu știu dacă ați trăit într-o casă să nu-ți spună nimeni o vorbă bună, dar cred că e groaznic. Am fost odată la o ședință CNA, Consiliul Național al Audiovizualului, trebuia să licitez pentru încă o stație radio Vocea Evangheliei. Și membrii Consiliului stau așa în cerc, fiecare are un monitor în față și în momentul acela era un scandal public, șefa Consiliului Național era acuzată de corupție, ea încă era șefă, era în timpul unui proces, dar ea prezida acea întâlnire și toți colegii ei, pe spatele monitoarelor, aveau un mesaj tipărit în care scria: jos Laura,
așa o chema pe ea. Și m-am gândit doar o clipă, Doamne, Dumnezeule, cum e să lucrezi într-un birou sau cu colegii tăi, care fiecare dintre ei să-și pună numele tău acolo și să spună jos cu tine. Mi se pare îngrozitor, o tensiune îngrozitoare, un mediu de lucru absolut imposibil. Până la urmă au dat-o jos. Dar în postura aceasta era Iosif, care în fiecare zi primea vorbe negative din partea fraților săi. E bine, respingerea asta pe care a acumulat-o în inima lui a provocat extraordinar de multă durere, extraordinar de multă durere. Iar totul s-a concretizat cu momentul acela când frații lui au vrut să-l omoare și până la urmă nu l-au omorât, dar l-au vândut. Trădarea aceasta i-a semănat în inima lui o amărăciune profundă. De unde îmi dau seama? Ulterior, ani mai târziu, 13 ani mai târziu, când ajunge prim-ministru în Egipt, al doilea om după faraon, naște primul său copil. Primul său copil căruia îi pune numele Uitare. Manase. Căci zice el, Domnul m-a făcut să uit suferințele din casa tatălui meu. Spunea el în acel moment, toată durerea aia, toată mărăciunea aceea trebuie să o uit cumva și acest copil va face să mi se șteargă această durere. Oare câte femei nu se înșeală în felul acesta, socotind că un copil le va șterge durerea, le va distrage atenția de la rănile trecutului, de la fricile pe care le-au avut și acel copil va întruchipa vindecarea pentru ele. Câte femei nu s-au înșelat în felul acesta? Un copil nu te poate vindeca. Un copil vine ca o responsabilitate pentru tine, ca o isprăvnicie care ți este dată. Este dat pentru tine ca să-l crești pentru Domnul, nu să te vindeci cu el. Altceva te vindecă. Iar în povestea lui Iosif, dacă urmărim până la final, ceea ce îl vindecă în final pe Iosif este acel moment în care înțelege planul lui Dumnezeu și în care le spune fraților săi după ce iartă. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a vrut să salveze viața unui popor. Aici intervine vindecarea. Nu slujba lui înaltă, nu visele pe care le tălmăcește, nu spiritualitatea pe care a avut-o în fața lui Faraon, nici poziția, nici absolut nimic, ci momentul în care își dă seama, adevărul este următorul. Da, oamenii aceștia m-au trădat, m-au nedreptățit, m-au rănit, nu pot să mint lucrul acesta, dar răul acesta, răul care mi s-a întâmplat, are un scop bun. Eu am reușit prin acest rău să salvez viața unui popor. Tu devii alt om și ești vindecată în momentul în care dai un sens suferinței și durerii cu care te-ai luptat. Nu când cauți vinovați, nu când te refugiezi în copiii tăi sau în alți oameni care te vor dezamăgi și ei la un moment dat, vor zbura și vor vedea de interesele lor și vor vedea de viața lor, ci atunci când te agăse Domnul și zici, Doamne, nu înțeleg de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta, a fost așa de nedrept, m-a durut așa de tare, chiar nu înțeleg de ce a trebuit să trăiesc aici, dar am încredere că Tu ai un scop bun și că poți să scoți ceva bun și din experiența asta. De unde știu că poate să scoată? Biblia spune, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe El, toate lucrurile unelor chiar sunt lucruri imposibile. Nu, toate lucrurile se aliniază spre binele celor care îl iubesc pe El și au sens. Bun, încă o rană despre care vorbim, teama de a nu fi trădată. Teama de a nu fi trădată e o teamă pe care deja am prezentat-o în viața lui Iosif și pe care o experimentăm și noi. Ai avut încredere, ți-ai pus încrederea, ai spus cuiva un lucru, ai avut încredere în partenerul tău de viață, ai avut încredere în șeful tău, ai avut încredere și încrederea ta a fost trădată. Ce se întâmplă? Ți-e teamă să mai spui sau să te mai implici în orice relație, nu mai ai încredere în nimeni. Ce se întâmplă? Devii singură. Devii distantă. Devii ușor ofensabilă. Devii suspicioasă. Devii nefolositoare în trupul lui Hristos. Blocată în teama ta. Vedeți? Nu ne temem doar că nu o să avem pensii destul de mari. Nu ne temem doar că, eu știu, poate o să fac cancer. Ne temem de lucruri mult mai adânci, de care nu suntem conștiente și care generează comportamente greșite și ne izolează și ne fac și mai nefericite. Până la urma urmei, moartea e o certitudine pentru fiecare dintre noi dacă nu vine Iisus. Până la urmă, felul în care vom trece dincolo e în mâna lui Dumnezeu. Nu putem controla niciuna din circumstanțele acestea. Dar cele mai adânci temeri pe care am putea să le controlăm sunt cele legate de rănile pe care le-am acumulat și care generează în noi răspunsuri necontrolate. Ce s-ar întâmpla dacă aceste temeri ar fi spulberate?
ai începe să zâmbești, ai începe să-i atragi pe oameni lângă tine, pe cei din casa ta, pe cei din familia ta, pe cei din comunitatea ta, pe cei din biserica ta, să-i atragi cu ce? Cu bunătate, cu adevăr, cu vindecare, cu încurajare. Un om care a fost rănit și vindecat e un om care încurajează. De ce? Toți am fost răniți, dar nu toți am făcut ce trebuie cu rănile noastre. Unor le-am ascuns, unor le-am lăsat să se acumuleze și mai multă durere și au devenit ca o rană coaptă și neîngrijită. Ceva care generează mai multă suferință. Ce se întâmplă când mergi și te arde soarele? E suficient să atingi așa o persoană și sare în sus. Ce se întâmplă cu inima ta când e așa de friptă de rănile acestea și de temerile acestea? Uneori îți spune un om o vorbă și nici n-am avut nici cea mai mică intenție să te rănească și tu deja ești rănită, deja te simți trădată, deja din nou te simți atacată, deja simți că au ceva cu tine. Nu vreau să te simți mai acuzată, te înțeleg. De ce? Toți am trecut pe aici. Nu ești doar tu cea care ai fost așa, ci noi toți suntem în situația aceasta. Am trăit aceste lucruri. Oamenii ne-au dezamăgit și noi am dezamăgit pe oameni. Avem nevoie să iertăm și avem nevoie să fim iertați. Dar ca să poți să fii un mădular sănătos în trupul lui Hristos, dacă vrei să fii o persoană care să oferi dragoste și încurajare, trebuie să experimentezi vindecare. Fiul risipitor în fața roșcovelor își dă seama de un lucru. Nu se poate hrăni cu cei acolo. Și în casa tatălui lui e belșug. E momentul de revelație, de aha. Când conștientizezi foamea ta, rana ta, durerea ta, când conștientizezi că nu te poți hrăni nici cu relațiile din jurul tău, nici copii, nici partenerul de viață nu te poate vindeca, că lucrurile exterioare nu pot să-ți dea semnificație, e un moment de aha, da, chiar așa este. N-ar trebui să genereze dezamăgire. De ce? Pentru că în prezența lui Dumnezeu sunt desfătări veșnice. În prezența lui ai promisiuni ferme pe care te poți baza și că poți beneficia de adevăruri care să-ți vindece inima și să crească alte căi pentru tine. Aha. Mai avem o frică pe care o luăm. Cred că am vorbit deja de ea, de a nu fi făcută de rușine. Multe din lucrurile bune pe care am putea să le facem sunt blocate datorită rușinii. Adam spunea, mi-a fost rușine, dar în spatele acestui sentiment de rușine, ce este? Vinovăție. Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam i-ar fi spus lui Dumnezeu, am greșit, nu trebuia să mănânc? Avea șansa să se pocăiască atunci. Nu știu cum rezolva Dumnezeu, nu pot să fabulez pe marginea acestui lucru, dar relația lui cu Dumnezeu în acel moment întreruptă, el mort în păcat, era gol și era plin de rușine, fără să-și asume ceea ce a făcut. Nevasta pe care mi-ai dat-o, într-un fel, cred că tu ești de vină, Doamne, pentru că tu mi-ai dat-o, dacă nu mi-ai fi dat, eu n-aș fi păcătuit acum. Rușinea generează răspunsuri greșite, ne împiedică să ne pocăim în mod real. Asumarea te face să îndrăznești ca un leu tânăr și să zici, am greșit, îmi asum lucrul acesta, e partea mea de vină. Rușinea te împiedică să te implici în slujire. Dacă greșesc, ce o să zică ceilalți? Poate mă abandonează, poate mă resping, poate să mă vorbească de rău. Rușinea te împiedică să-ți deschizi casa și să chem pe cineva. Rușinea te împiedică să faci multe lucruri bune în care ai putea face ceva. Poate nu sunt eu așa bună, sau poate că nu mă pricep, sau lasă să facă alții care sunt mai buni. Amintiți-vă în pilda talanților. Cel cu un singur talent spunea, mi-a fost frică. Mi-a fost frică de tine. Mi-a fost frică pentru că ești un stăpân care seceri de unde nu ai semănat și care iei de unde nu ai dat. Ce răspunde Dumnezeu? Rob viclean și leneș și ipocrizie. În spatele rușinii de multe ori este ipocrizia. Pentru că dacă ești autentic, îți vei da seama că da, trebuie să schimb ceva aici. Trebuie să fac ceva. Trebuie să ies din matricea mea de comoditate. Bun, ne apropiem de încheiere. Iisus e cel care a trecut prin toate situațiile acestea. Punctual prin toate. Și te înțelege. Iisus a fost trădat. Ultimul gest de tandrețe pe care l-a primit Iisus din partea oamenilor a fost sărutul trădării al lui Iuda. Petru, cel care a zis că până la moarte merge după el, se lapădă de el. A fost trădat, a fost abandonat de toți ucenicii lui care 3 ani și jumătate văzuseră minunile lui, au mâncat pâinile, au văzut îndrăciți vindecați, leproși
vindecați, au văzut toate acele experiențe, li s-a explicat că va avea loc răstignirea și totuși l-au abandonat, le-a fost frică. Iisus a trăit abandonarea. Dacă tu crezi că doar ție ți s-a întâmplat, Iisus înțelege exact ce trăiești. Iisus a fost respins de oameni, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Iisus a trăit rușinea și trădarea și abandonul, le-a trăit până în cea mai adâncă fibră a sa. Eu nu știu ce l-a durut mai mult, oare durerea fizică sau toate aceste răni care s-au întipărit adânc în el? Și totuși ceea ce el spunea în acel moment pe cruce era: nu mă plângeți pe mine, nu sunt o victimă. Oare n-ar trebui să învățăm ceva din răspunsul lui? Să ruga și ierta pe cei care greșeau? N-am văzut pe niciunul acolo la cruce să-și fi cerut iertare că i-a tras un cui sau un... E iertat fără să-și asume vreunul din prigonitorii lui vina. Uneori așteptăm pe oamenii care ne-au greșit și ne-au nedreptățit, măcar să afirme că le pare rău. Iisus n-a așteptat acest lucru. Abuzul pe care l-a trăit, pentru că a avut parte de un proces abuziv și mincinos, abuzul fizic pe care l-a trăit, el n-a așteptat ca vreunul dintre cei care i-au făcut rău să-și ceară iertare. Ce înseamnă aia? Că mă iartă fără să-i cer? Nu, aia înseamnă că eu ar trebui să acord iertarea fără să aștept ca ceilalți să vină spre mine. Și acest lucru pe care îl fac e un dar pe care mi-l dau mie, nu celorlalți. O povară pe care o scap, o rană care se vindecă. Iisus a trecut prin toate experiențele umane umilitoare pe care ni le-am putea imagina. Iar când înviază, își păstrează semnele rănilor. Ca o memorie a unor răni, în așa fel încât tu când te gândești la Hristosul cel înviat, să știi că și El a fost rănit și că înțelege durerea ta. Nu ești singură cu durerea ta, nu ești singură cu experiența ta, cu trecutul tău, cu felul în care te-au tratat, oamenii te-au lăsat, te-au abandonat la jumătatea drumului. Iisus pur și simplu te înțelege. Când spune că sunt cu tine, e cineva care a trecut prin aceste experiențe. Uneori, când vine, eu știu, cineva să încurajeze o mamă care și-a pierdut fiul sau o soție care și-a pierdut soțul și n-a trecut prin niciun fel de durere, îi vine greu acelei femei care a suferit așa o pierdere să creadă sau să primească un cuvânt de încurajare. De ce? Îi spune celelalte, ție-ți vine ușor să-mi zici astea, pentru că tu nu trăiești ceea ce trăiesc eu. Tu nu ai avut parte de pierderea aceasta. E bine, încurajarea pe care ți-o dă Iisus e credibilă, pentru că El a avut parte de toate acestea. Când El spune, eu sunt cu tine, înseamnă că El înțelege ce simți, înțelege trecutul tău, înțelege experiența ta. Și mai mult decât atât, nu este un ascultător empatic, dar care nu face nimic. E cel care are puterea să te vindece, să te scape. Avem un scurt material video, pentru că suntem femei, noi nu prea ne uităm la sport, dar m-am gândit să pun un scurt fragment dintr-o competiție sportivă, dar cum femeile nu se uită la sport, se uită în arenă, noi ne vom uita în public, acolo unde este antrenorul sportivului, gimnastului care performează. E bine, acest antrenor este și tatăl gimnastului și aș vrea să vedeți puțin cam ce face el și mai mult decât atât. Aș vrea să aveți în vedere următorul lucru. Duhul Sfânt este antrenorul tău personal. Iisus este cu tine. Uneori îl percepi ca pe o persoană care observă fiecare scăpare a ta. În realitate, e cel care îți spune în continuu: luptă, sunt alături de tine, te înțeleg. Norul de martori. Hai, mai poți. Lungește pasul, trage aer mult în piept. Nu cădea de oboseală, ține bine drumul drept. Haide, hai, încă un obstacol, hai mai sus acum, e bine. Nu te opri, mergi mai departe, noi cu toți suntem cu tine, haide. Nu privi la stânga cum se clatină și cad. Fugi, aleargă mai departe, vrei spre ceruri, nu spre iad. Fii atent. Sunt puse piedici, dar pășește mai cu zel și privește drept la țintă, că petenia e el. Ești lovit? Rabdă durerea și aleargă și acum, fiindcă premiul alergării nu se capătă oricum. Fruntea sus, suntem alături, mare biruința ta. Nu-ți e sarcina prea mare, este doar cât poți purta. Doamne, câtă bucurie ne inundă acum pe toți. Mergi din ce în ce mai bine, mai aleargă, hai că poți. Vezi, la capăt e cununa ce te așteaptă strălucind. Nevoiește-te într-una, noi ispite biruind.
Nu lăsa să te înfășoare, lesne, vreun păcat ascuns. Fugi, uitând tot ce e în urmă. Harul său îți e de ajuns. Fără luptă, niciun premiu nu se poate câștiga. Tu aleargă mai departe. Domnul e de partea ta. Încă un pas și încă unul. Hai, de aproape că ai ajuns. Ai trudit din greu tot drumul, dar te întâmpină Iisus. Gata. Poarta e deschisă. Lupta ta s-a isprăvit. E sfârșită alergarea. Cerul cântă. Bun sosit! Amin.